Astăzi, în jurul prânzului, șoferii care au trecut pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiu au dat nas în nas cu polițiștii de la rutieră și cu inspectorii RAR. Polițiștii au oprit zeci de mașini în trafic și au verificat actele autoturismelor și șoferilor, iar inspectorii RAR au analizat partea mecanică a mașinilor oprite. Vizați au fost șoferii care conduceau autoturisme înmatriculate în alt stat. Acțiunea de astăzi face parte din planul de activități privind prevenirea cauzelor generatoare de accidente rutiere. Poliția anunță că astfel de acțiuni vor mai fi organizate și în perioada următoare. Viteza, depășirile neregulamentare, dar și acordarea de prioritate reprezintă principalele teme ale acțiunilor ce se vor desfășura. Tot în această săptămână vizați vor fi și șoferii care vorbesc la telefonul mobil în timpul șofatului, dar și cei care nu poartă centura de siguranță.